Cred că a fost o zi mult prea obositoare pentru toată lumea. Eram foarte obosită după ce am fost furată, răpită, luată cu japca și cocoșată de banditul Vadimacio. Fai, nu-mi spune! Te-a cocoșat nemernicul? M-a cocoșat cu munca. Asta e bine! E perfect ca să-ți intri în ritm! Muncă grea, mala mujer, muncă umilitoare, spălat vase! Chestii din astea. Spălat pupa, frecat puntea, lasă, nu te plânge că munca nu a omorât pe nimeni, dobitoaco! Munca l-a creat pe om. Munca l-a creat pe om. Munca îl omoară cu zile. Uitați-vă puțin la ăștia care arată ciudat de bine pentru vârsta lor. Ăștia nu știu ce e munca, domnule. Să știi că are dreptate, Vaporela. Ia uite, uite ce bine arată Robert Redford sau Alain Delon la 100 de ani. Lasă actorii, ce bine arată Don Pedro, Don Prezidente, Don Nicolo Văcăroios. Văcăroios? Păi e mai tânăr decât mine, dar arată mai în vârstă. Să știți că nu e de la muncă prea multă, că am fost colegi și nici de la fumat nu e. Vezi, proastă că n-are nicio legătură. Uite-te la mine, am frecat frunza la câinii toată vida mia și am albit înainte de 40. Mala mujer! De ce ne batem noi capul tocmai acum, când nimeni dintre noi nu mai muncește, când ofrecăm toată ziulica numai conferințe de presă și talk show-uri? Iar așa! Auzi? Hai ridicați-vă din pat, scuturați-vă de paie, faceți un duș că puțiția balegă de strus de aici și haideți acasă! Bine, bine! Venim imediat! Du-te înainte, că noi... Ia stați așa! Dacă voi ați dormit aici în grajd, cine a dormit în patul vostru că de acasă vin? Chiar așa? Cine? Cine? Da! Băi, Wolf, ia sapă puțin mai la dreapta, mă! Diavol! Acolo, mai! Hier? Mai la dreapta, te rog! Hai, bagă! Mai! Gata, mein Gott! Am ajuns la capetul din dreapta! Păi și ce dacă? Ce e mai la dreapta decât dreapta? Ja, bă, ce să fie, mein Führer? Încă o criptă și evident național-socialismus bewegung, Heil Hitler! Aha, adică extrema dreaptă vrei să spui? Ja! Ia mai sapă! Bagă acolo, hai! Mai în dreapta! Ia! Ia și colțul ăla! Hei, vei să nu scadă pământul în cap? Bagă! Mein Führer! Mein Führer, stați așa, am găsit ceva! Sapă, Wolf! Sapă până dai de apă! Da, mein Führer, bitte! Ce e asta, mă? Ăsta e ca la Hamlet! Ia! A fi sau a nu fi prezidente? Ia! Aceasta e întrebarea care o pune națiunii! Ia! Der Question? În liniște e rest! Așa, hai, ridicați-vă din pat, scuturați-vă de paie, faceți un duș că puțiția balegă de strus și haideți acasă. Bine, venim imediat, du-te înainte, că noi suntem... Ia stați așa, dacă voi ați dormit aici în grajd, cine a dormit în patul vostru? Că de acasă vin! Chiar așa! Cine a dormit în patul nostru? A dormit cineva în patul nostru? Păi cine m-a trimis aici? Habar n-am! De unde să știu? Tu m-ai trimis! Cum? Ți-am adus un suc de portocale și tu ai zis că... Dar tu erai aici! Poate erați aporeli! Îl omor! Mă duc să-l prind încă în pat! Îl schingiuiesc! Îl rad, îl tund, bine, îl barbelesc! Bine, bine, madre, du-te! Du-te și lasă-ne! Lasă-ne să dormim! Da, lasă-ne să dormim!